Sosirea primăverii este un motiv de sărbătoare, prilej de bucurie exprimată cum altfel decât prin muzică și dans. Asta și-au spus elevii liceului Tudor Vianu, care au organizat a doua ediție a Balului Mărțișorului, eveniment care se dorește a deveni o tradiție. Balul a fost pregătit de elevii a două clase a 11-a, ajutați de profesoara Pompilia Pețeanca. Unul dintre cele mai atractive momente ale serii a fost, fără îndoială, licitația băieților. Fetele au oferit prețul cel mai mare pentru tânărul care să le țină companie în restul serii. Mai licitat băiat a fost Ciprian, tânărul fiind adjudecat cu numai puțin de 450 de lei de colega sa Simona. Cum te-ai simțit licitat? Foarte bine. Adică simțeam că fetele nu se mai opresc. Practic s-au bătut fetele pe tine. Da. Tu ai fost dispusă să dai atâția bani? Da. De colegul meu și orice. Cum v-ați gândit la acest joc? Păi nu ne-am gândit noi, doamna dirigintă s-a gândit. Doamna Pețeanca. E pentru prima dată când face jocul? Da. Licitația a fost una specială nu doar prin natura subiecților, ci și prin faptul că a fost gândită în scop caritabil. Toți banii strânși în urma concursului vor fi donați unui elev cu o situație materială precară. Câți bani s-au strâns în lumea licitației, băieți? 550 de lei, aproximativ 600 de lei. Și ce veți face cu bani? Avem un coleg la clasa 9-a care are o situație financiară nu foarte bună, nu dispune de bani și vrem să-l ajutăm. Practic de aceea ați inventat jocul acesta? Da, da, și este și o tradiție, am făcut și anul trecut și vrem să facem și la anul. După lupta pe băieți a urmat bătălia pe scaune, bineînțeles tot sub forma unui concurs. Participanții au trebuit să danseze în jurul scaunelor, iar în clipa în care muzica se întrerupea, fiecare avea misiunea de a-și găsi un loc pe scaun. Cel care nu reușea era eliminat. Balul s-a încheiat cu alegerea Miss și Mister Mărțișor, titluri care au revenit Anei Maria Niță și lui Claudiu Fieraru, elevi de clasa a 9-a. Organizatorii spun că evenimentul a adus un plus de cunoaștere și socializare în rândul adolescenților, motiv pentru care încep pregătirile pentru cea de-a treia ediție.